Ați făcut observația în înregistrare că destul de repede apare un duh al separării, al conflictului, al pretenției ca restul lumii să mă înțeleagă și să-mi valideze ceea ce am de spus. Iar dacă lucrurile nu se întâmplă așa, apare acuza de înșelare în relațiile dintre noi. Ar trebui să o considerăm o problemă duhovnicească serioasă a comunității bisericești. E poate și o dificultate a deosebirii valorilor reale de cele aparente? Da, sigur, însă trebuie să precizez că nu vreau să generalizez. Nu tot timpul se întâmplă lucrurile acestea, evident. Dar se întâmplă, după părerea mea, suficient de des și mai ales apar separări destul de, eu știu, dureroase sau, mă rog, care ne creează dificultăți în relațiile noastre, în cadrul vieții noastre bisericești. Unele mai importante, altele mai puțin importante, unele legate de, eu știu, teme majore, să spunem, cum a fost sinodul din Creta sau alte lucruri similare, chiar acum legat de atitudinea față de restricțiile impuse de autoritățile civile în raport cu viața bisericească, legate de chestiunile de sănătate publică și așa mai departe, în perioada de față și în care vedem o destul de mare, nu numai frământare, dar și anumită polarizare în opiniile celor care fac parte din biserică, inclusiv la nivel înalt și în alte aspecte, da? Acum, într-un fel, lucrurile acestea sunt inevitabile, iar își fac parte din firescul vieții să avem diferențe de înțelegere și de opinie și de puncte de vedere. Însă ceea ce mi se pare pentru mine problematic este felul în care aceste diferențe se transformă în conflicte. Și conflicte care iau amploare, care devin cronice, care tind să separe, cum să spun, diverse partide, facțiuni în sânul bisericii, ceea ce sigur că nu putem considera că mai face parte din normalitate. Deci e o diferență între diferență și diviziune între ceea ce este firesc datorită experiențelor diferite și înțelegerilor diferite și niveluri diferite de înțelegere, raportare la realitate și chestiunile prin care ne separăm unii pe alții, ne excludem unii pe alții, nu? Ne încercăm să ne impunem într-un punct de vedere sau altul, sau în fine, o poziție sau alta prin mijloace care nu mai țin de convingere și de dragoste, să spunem, în sensul firesc al lucrurilor, ci de măsuri mai, eu știu, de constrângere și de practici care duc la separare. Da? Eu nu spun că acestea nu au rolul lor. Da? Există și în viața duhovnicească și în viața bisericească, există și patologii majore și intervenții chirurgicale, să spunem, care pretind o separare și ele au existat și vor mai exista. Nu la necesitatea unor astfel de intervenții, dar mă refer totuși la faptul că, deși e nevoie adică este inevitabil să existe, să nu putem relativiza adevărul și învățătura de credință și așa mai departe, și să nu considerăm că toate opiniile au aceeași valoare și că toate valorile sunt egal îndreptățite. Adică orice crede cineva că e valoros, este numai decât valoros și că trebuie acceptate toate. Adică să îmbrățișăm eu știu, o filozofie a unei toleranțe universale, ceea ce de fapt nu există nicăieri și nici cei care o promovează nu o pot practica, pentru că inevitabil cugetarea și inevitabil înțelegerea și cultura și toate lucrurile acestea nu se pot desfășura fără discernământ.
Ori asta înseamnă o ierarhizare a valorilor, ori asta înseamnă o excludere a unor opțiuni morale și duhovnicești, nu? Față de altele și așa mai departe. Deci, simplu cuvânt cultură, asta și înseamnă. Nu? Că a cultiva înseamnă contribui la dezvoltarea unor plante și de a le reprima și de a le elimina pe altele. Da? O cultură nu înseamnă toate plantele posibile, nu? Și cele care sunt de folos și cele care ar fi dăunătoare, să spunem. Sigur că putem lăsa și lucrurile să decurgă în mod natural, dar aici e vorba de o analogie. Da? Ceea ce e posibil în natura fizică, toate plantele fiind create de Dumnezeu și toate având folosul lor, nu mai este la fel de valabil sau nu e valabil în ceea ce privește, cum să spun eu, în axiologie, adică în domeniul valorilor. Evident că nu le putem promova pe toate. Nu avem cum să acceptăm toate lucrurile ca fiind egal valorice. Deci este nevoie de discernământ, este inevitabil, este indispensabil și asta face că atunci când, cum să spun, când facem evaluări, când facem aprecieri cu privire la natura realității și a vieții așa cum o cunoaștem, să apară contradicții sau puncte de vedere diferite. Pentru, pe de o parte, există o egală îndreptățire la un punct de vedere, pentru că e viața fiecăruia în joc și fiecare titularul vieții sale și dacă Dumnezeu a dus pe lume un om, nu numai pe cei exponențial, dar orice om este într-un fel exponențial în sensul că este echipa lui Dumnezeu și ca atare punctul lui de vedere contează chiar și când este foarte greșit. Iar pe de altă parte, nu evident că nu orice punct de vedere și orice gândim într-un moment sau altul al vieții noastre este la fel de valabil și la fel de folositor și este exprimă, cum se spune, voia lui Dumnezeu în viața noastră și a comunității. Deci există aici o tensiune permanentă care ne și un conflict și interior în raport cu conștiința noastră care presupune un mare efort de a ne, cum să spun eu, de a ne și recunoaște unii pe alții în diversitatea inerentă a existenței noastre și în unicitatea fiecărei persoane în parte. Da? Și în același timp este nevoie să găsim nu numai un numitor comun, să spunem așa, la un mod foarte generic, dar să constituim o unitate. Da? Aici această dialectică între unitate și individualitate sau particularitate sau cum vrei să spunem, între ipostas și natură, și avem destule, nu, elemente să, dacă ar fi să teoretizăm, contează foarte mult. Ceea ce constat eu sau ceea ce mi se pare mie este că de multe ori pierdem din vedere nevoia unității de specificitate și nevoia specificității de comunitate. Da? Deci, folosind o expresie pe care o găsim la Părintele Stăniloae, persoană și comuniune, nu în cult, în liturghie ortodoxă. Și persoana cu unicitatea ei și comuniunea. Nu? Nu putem renunța la unul sau altul dintre acești termeni, dar mai concret vorbind, aici nu, ceea ce problematizez eu este cum sunt aceste opinii, păreri, puncte de vedere, experiențe diverse ale persoanei, cu fiecare cu diversitatea ei și cu variațiile aproape nesfârșite pe care le aduce o experiență personală și asta trebuie cumva să se regăsească într-un ansamblu, în biserică, în calitate de trup al lui Hristos sau altfel văzut acest ansamblu. Și da, este o problemă care nu este din zilele noastre, nu o trăim numai noi, generația noastră, o vedem în faptele apostolilor, de la bun început și în grupul ucenicilor Mântuitorului și în experiența bisericii primare și de-a lungul întregii biserici până în zilele noastre. Această tensiune există și este creatoare într-un anumit fel, adică aduce roadele ei duhovnicești pentru că ne obligă să fim să avem o trezvie, să fim preocupați, ca și într-o familie. Unitatea unei familii nu este doar rezultatul unei decizii luate cândva,
la întemeiere și după aceea lucrurile merg automat de la sine. Nu? Există crize, există frământări care sigur că pot duce la disoluția respectivei unități, dar pot în același timp să o întărească, să o înnoiască. Deci eu nu, când fac aceste aprecieri legate de diversele animozități, scandaluri, crize din sânul comunității, nu o fac numai într-un sens negativ. În sensul care ar trebui să căutăm o pace de plină care este în același timp și neantul, da? Că nu mai e nimic de făcut acolo. Ei, însă cred că trebuie să dăm mai multă atenție și să fim mai, cum să spun, mai preocupați nu numai de impunerea unui, cum să spun, de identificarea și impunerea la nivelul întregii comunități a adevărului ca atare, nu? Ci și să fim preocupați de faptul că acest, cum am discutat deja, acest adevăr revelat este receptat. Iar această receptare, care nu e mai puțin importantă decât adevărul însuși în ceea ce privește destinul nostru, această receptare are particularitățile ei, are timpul ei, are momentele, are prilejurile ei. Toate aceste diferențe, dacă înțeleg bine ceea ce ne învață și al Sfinți Părinți, Sfântul Maxim, deci Dumnezeu lucrează aceste diferențe pentru că diferențele ne pot îmbogăți. Marea provocare pentru noi este că aceleași diferențe pot să se transforme sau le putem percepe ca ceva care ne înstrăinează. Hai să fiu mai un pic mai, să cobor din teorie un pic mai, să luăm cazul unui părinte duhovnicesc, cum este părintele Ghelasie și cu felul în care a trăit însuși și a scris și a vorbit și așa mai departe, acum a iradiat. Înțeles de unii și neînțeles de alții, da? Sigur că și între cei care l-au înțeles cu diverse moduri de a-l înțelege și între cei care nu l-au înțeles cu diverse moduri de a nu-l înțelege. Deci, împărțim oile de capre, dar iarăși să fim atenți că lucrăm cu aproximații care uneori ne pot ajuta să gândim anumite lucruri, alteori ne trădează, adică s-ar putea să ne dreptățim pe cineva punând în aceste categorii. Nu? Sau persoane, nu, ne dreptățim pe cei care poate că au fost, au evoluat din categoria neînțelegerii în cea a înțelegerii. Da? Deci lucrurile nu sunt niciodată pur și simplu cum le definim într-un moment oarecare. Revenim la ceea ce am vrut să spun. Ce am constatat este că părintele nu a fost un caz singular prin faptul că a trezit neînțelegeri și că a fost contestat. Poate că nu chiar toți mari duhovnici care am avut în secolul 20 au fost în aceea situație. Mă gândesc la părintele, să iau un exemplu care m-ar contrazice, nu părintele Paisiolaru. Evident că a fost o personalitate duhovnicească, a fost, cum să spun, el însuși viața lui o filă de paterii și are un loc al său în patericul românesc, nu de la Sicla și de la Sihăstria, părintele Paisie. Și nu știu să fie există vreo controversă. Face precizarea că vă referiți la ceea ce a spus în înregistrarea video, că aproape toți marii duhovnici da. Au creat controverse da. Și, că, și în, dat exemplu. Acum, n-au creat ei sau în jurul lor? Da, s-au creat. S-au creat, e corect. Bun. Ei, deci la asta vă... Da, asta mă refer. Și la de aici eu atunci am încercat să urmăresc mai departe ideea aceasta. Ce semnifică aceste... Deci, bun, constatăm că există așa ceva, dar ce semnificație are? Ce ne spun aceste controverse, da? Niște neînțelegeri care nu numai că rămân neînțelegeri, că avem destule neînțelegeri, dar problema este că ele devin conflictuale. Asta am vrut să spun. Deci creează sau pe seama lor ajungem la situații de controverse, de ceartă, de conflict și de cum să spun, antipatii și așa mai departe în sânul unei comunități pe care noi o gândim într-un model oarecum de familie, mai degrabă decât de nu știu ce societate diversă. Da? Modelul organizațional, să spunem, al bisericii este familia, este
casa, nu? Deci dacă ne gândim la imaginile folosite în Sfânta Scriptură și în continuare în Sfânta noastră tradiție, este biserică, nu este a unei societăți diverse în care fiecare individ gândește ce vrea și toate gândirile sau toate punctele de vedere sunt egal îndreptățite. Nu avem această viziune asupra lucrurilor. Ei, revenind la ce am vrut să spun legătură cu... Deci ar fi exagerat să spunem că toți marii duhovnici au polarizat într-un fel sau altul. De ce unii au făcut-o și alții? Nu cred că e cazul să ne ocupăm acum cu chestiunea asta, dar destul de mulți. Da? Părintele Arsenie Boca, nu? I-a spus părintelui Ghelasie că o să stârnească astfel de împotrivire. El însuși era unul dintre cei care și-a fost și a rămas, care, față de care există o polarizare destul de semnificativă. Sigur că și ea e variabilă și lucrurile evoluează în timp, dar există. Și alții, nu? Inclusiv părintele, l-am pomenit și pe părintele Teofil Păreanu, Dumnezeu să-i odihnească cu drepții pe toți spre care îi pomenim, care nu, poate să, pentru cineva poate să fie de neimaginat cum ceva ce, nu, ce a spus sau a trăit sau a mărturisit părintele Teofil, de pildă, nu poate să, sigur că nu toate aspectele, dar anumite lucruri, anumite chestiuni, probleme asupra cărora s-a pronunțat, felul în care a făcut-o, au trezit nemulțumiri din partea altora. Nu cred că e o chestiune care, iarăși, nu, și Mântuitorul a stârnit lucruri de genul acesta. Deci, în sine, faptul în sine că există astfel de reacții de neînțelegere sau chiar de respingere, nu este nicio noutate și nicio surpriză. Pe mine mă interesează încă o dată răsfrângerile, consecințele mai ample ale acestui lucru. Faptul, acest... aprinderea, cel puțin în unele situații și în raport cu anumite persoane și fără să generalizez, dar există o ispită a partizanatului în viața noastră bisericească. Și ceea ce mă intrigă pe mine este faptul că acest partizanat, tocmai că apare în jurul unor astfel de părinți duhovnicești de anvergură și nu-i văd partizan pe părinții în cauză, dar îi văd partizan pe ucenicilor sau pe cei care contestă. Da? Adică se creează așa un fel de... Sigur că aparține unei subfamilii duhovnicești în biserică, care este familia unui părinte îndrumător, este un lucru pozitiv în sine. Da? Pentru că, iarăși, dacă intrăm în detaliile unei viziuni a bisericii, nu suntem toți la fel în biserică. Există cum fiecare personalitate duhovnicească cu talanții ei. Da? Între acești părinți există niște diferențe și de trăire, și de viziune, și de problematizare, și de accente pe care le pun într-un fel sau altul. Da? Nu sunt toți la fel, evident. Deci există și această diferență, dar cum ea devine mai degrabă între cei care sunt în jurul acestei personalități, cum se naște acolo o separare? Cum se naște acolo o chestiune care tinde uneori în timp și așa în anumite împrejurări să genereze conflicte, contestări și... în cele din urmă, să zicem, deși nu e ultima fază, apare acuza de înșelare, pe care nu o au destul de frecvent. Bine, acum depinde și ce frecventăm, că dacă, cum să spun, nu auzim în cadrul cultului, ca atare să spunem, dar auzim pe bloguri. Vreau să spun că dacă nu cineva se uită pe blogurile ortodoxe, acuza de înșelare e un cuvânt destul de, adică e o expresie destul de frecvent întâlnită. Sau pe rețelele de socializare între ortodoxi. Da, sigur că nu o gândim dacă ne ocupăm cu rugăciunea, mă rog, mai apare și ea pe aici, pe acolo, nu? Dar și ideea aceasta de eroare din punct de vedere doctrinară și doctrinar sau moral există. Deci, încă o dată, chestiunea discernământului duhurilor este inevitabilă și indispensabilă.
cum se explică și ce fel de patologie sau ce fel de situație nedorită este aceasta pe care o identificăm aici? De ce ajung diverse familii de ucenici în conflict unele cu altele, în raport cu o anumită personalitate? Sau, mă rog, sunt ucenici și contestatari. Gândiți-vă cum a fost, nu, ca un exemplu recent, s-a ridicat problema canonizării părintelui Arsenie Boca, da? Cu o comisie care a lucrat și cu, cum să spun, voci publice care contestă serios, inclusiv pe baza arhivelor de la securitate, nu știu ce, deci cu o serie întreagă, cu dosare, nu? În același timp avem un dosar pentru canonizarea părintelui în cauză și un dosar strâns de cei care contestă, nu, împotriva canonizării, inclusiv cu reverberații internaționale, adică cu, cum să spun eu, cu lărgirea acestei polarizări în afara patriarhiei, în bisericii noastre, da? Nu mă refer la diaspora, ci chiar în, știu, de atitudini împotrivă în spațiu grecesc. Sigur, ecouri de la noi, dar oricum, da? Cu rezerve față de chestiunea aceasta. Ce ne spune nouă această situație? Ce ne spune nouă faptul că au existat, nu, hai să zicem, detractorii ai părintelui Ghelasie? E o chestiune care în sine merită cercetată, apoi ea este importantă, după părerea mea, și pentru ucenicii părintelui, da? Pentru dumneavoastră. Vă treziți contestați sau neînțeleși sau puși în astfel de situații. Nu, e o problemă care nu cred că vă lasă indiferenți. Sigur că poate să nu îi acordați cu toții aceeași importanță, nu? Și nu tot timpul. Adică nu ești neapărat... Dar oricum, e o chestiune care vă preocupă. Inevitabil constatați că unii ridică din numere, alții spun... Plecați de aici, nu, ce înseamnă asta, ce nu are nicio legătură cu Sfinții Părinți, astea sunt lucruri care, nu? O interpretare pe care dumneavoastră o considerați necorespunzătoare și tendința asta remarc eu uneori, ușurătatea cu care ajungem la verdicte și verdicte grave, de înșelare, verdicte de, care discreditează, da? Nu pot să fac o analiză prea amănunțită asupra acestei chestiuni, doar că mă îngrijorează. Și ea e recurentă, pentru că dacă ar fi o dată, de două ori, dar lucrurile se repetă, nu? Acum am avut recent trei cazuri importante în sânul comunității noastre bisericești de polarizări aproape de unele dintre ele care au dus la separări, nu nepomenitori în raport cu chestiunea cu sinodul din Creta, nu? Cei care nu vor să pomenească pe ierarhii care au fost sau care au fost de acord cu ce hotărâri de acolo. Chestiunea referendumului, care n-a fost, sigur, n-a fost un demers al bisericii, dar totuși în mare măsură a fost implicat laicatul ortodox și a trezit și entuziasmul unora care au, cum să spun, au pus suflet în succesul acestei inițiative cetățenești, știți la ce mă refer, și de asemenea au fost mulți care au tot așa, care au spus că asta n-are de arbă cu biserica, nu trebuie să ne ocupăm în biserică de așa ceva, nu sunt chestiuni, astea sunt de import, nu ne privesc pe noi și așa mai departe. A existat și tot așa, cu repede, cu acuzele de care spun că e faptul că cei în cauză sunt rătăciți, nu înțeleg. Nu? Și ultimul exemplu este cel legat de situația sanitară în care ne aflăm acolo, iar în care, cel puțin experiența mea pe care o constat din rețelele de socializare, nu pe toate sunt prezent, dar pe câteva, adică anumite canale de comunicare le am și în care foarte repede se ajunge la
verdictul de dat celuilalt, de al, cum să spun eu, al acuza de rătăcire, de înșelare, de lucruri de genul acesta. Pentru mine e o problemă. Nu am și nu încerc să... Decât o chestiune, încerc să formulez un diagnostic. Adică să încerc să mă... Pe mine cel puțin mă frământă acest lucru, pentru că îmi dau seama... Sau asta e impresia mea, că nu corespunde firescului nostru și ca oameni, dar și ca firescul duhovnicescului, dacă vrem, în biserică. Nu? Ar trebui să fim mai nu mai cuvântul tolerant spune, ne face să ne gândim la altceva. Mai înțelegători. Mai disponibili spre a înțelege nu numai neputințele, dar și particularitățile și faptul că există ceva pozitiv în aceste diferențe. Poate că nu ne bucurăm destul că nu sunt toți, că nu toți părinții duhovnicești pe care i-am avut și pe care avem vorbesc exact la fel. Că există diferențe, pentru că nevoile sunt diferite. Da? Nu trebuie să fim toți nici, adică, cum să spun eu, să încercăm să ne îmbogățim din experiențele diverse pe care le aduc. Nu toți sunt, deci am avut un singur părinte Arsenie Boca, un singur părinte Ilie Cleopa, un singur părinte Ghelasie, un singur părinte Arsenie Papacioc, un singur părinte Teofil Părăian. Nu cred că ar fi cazul să fie toți Teofil Părăian și toți să fie Arsenie Papacioc și toți Ghelasie. Și în momentul în care nu sunt toți așa, ceilalți nu au nicio valoare sau în orice caz nu ne mai pierdem vremea cu ei. Ce să facem? E o întrebare pe care o pun. Ce să facem încât să... Hai să zicem că eu sunt și eu ucenicul cuiva. Nu? Ce răspundere am eu sau ce aș avea eu de făcut să ajut la îmbogățirea celor care nu sunt ucenicul, ci acestui părinte? Sau nu au fost? Nu? Să nu se convertesc la cum să spun eu, la ismul meu, da? Da. Teofilism sau arsenism sau ghelasinism. Deci nu să-i fac ucenicii mei, da? Să-i fac prozeliții acestei viziuni. Dar să se folosească, să contribuie la ceva care îi ajută să se îmbogățească, să aibă un câștig din faptul că Dumnezeu a dus pe lume, ca revenind la metafora, imaginea, nu, a dus pe lume un luminător. Da? Să ne imaginăm că Dumnezeu ar fi făcut un singur luminător pe cer. Mă rog, ziua unul singur, că e foarte puternic, dar să ne imaginăm că noaptea e numai luna și celelalte n-ar mai conta deloc, nu? Cred că e ceva aici, un lucru care, asupra căruia nu dăm suficient de multă atenție și ceea ce vreau eu, în fine, deci intenția mea nu este să scot în evidență duhul acesta de ceartă pe care îl avem. Eu cred că există. Cred că important este să încercăm să facem un efort de a vedea cum el scoate în evidență ceva ce ne lipsește. Întrebarea e dacă ne punem bun. Am identificat acest duh, dar până la urmă de ce există? Cred că nu avem dezvoltat o sensibilitate, o suficient de multă disponibilitate de a ne îmbogăți cu lucruri care nu ne sunt, cum să spun eu, cele mai accesibile în primă instanță. Dar aici cred că e într-un fel de vină, ca să spun așa, lipsa de inițiere. Da? Tocmai mă tot revin încet la aceeași idee, că rămân străin unui astfel de... Deci nu sunt prozelit unei astfel de sfere, de cerc, de inițiați, pentru că nu sunt inițiat. Și este nevoie de o anumită inițiere. Poate nu o să ajung niciodată un ucenic, nici măcar de rangul nu știu care al părintelui Ghelasie. Da? Nu din primul cer, dar nu o să mă pot considera niciodată un fel de ucenic al părintelui. Dar
întâlnirea cu oameni care l-au cunoscut pe părintele și care la rândul lor, nu, încearcă să sau își trăiesc această întâlnire cu părinte într-un mod profund și într-un mod autentic. Imposibil să nu aibă o contribuție și pentru mine. Da? Deci ceea ce aș vedea eu aici așa ca un fel de în loc să încercăm să cum să spun, să construim un sistem de imunitate în jurul unui părinte duhovnicesc și a învățăturii sale. Da? Adică să încercăm să o definim și să o propunem ca exponențială. Și eu nu spun că asta nu are valoare, dar gradul de relevanța ei derivă nu din unicitatea ei în raport cu alții. Da? Adică scoțând în evidență cât de deosebit este față de ce au spus alții sau față de ce au înțeles, insistând pe diferențe și chiar pe cum să spun, pe superioritatea uneia față în raport cu altul, ci pe extinderea gradului ei de a putea fi asimilată în rândul celorlalți, a iradierii. Da? Asta e. Ori acest lucru are nevoie de un efort de apropiere de cei în cauză. Așa cum părintele a făcut, atât cât i-a stat în putință, efortul de a... și de a atrage pe unii, nu? Trimițând, având el inițiativa de a trimite diverse momeli, aceste scrieri, care erau și pe tot felul de tarabe, da? Cred că își imagina că ele ajung și pe niște tarabe, nu doar în mâna unor oameni care vrea să le dea, ci ele au fost difuzate și așa, un pic, nu la voia întâmplării, ci la voia providenței, da? Bun. Deci, dar numai că ăsta este doar o parte a mișcării, da? Ăsta a întins năvodul, dar pescuitul nu se face numai aruncând momeala. Trebuie după aceea și mișcarea inversă. Da? Altfel, peștii rămân în năvod, dar nu sunt prinși. Este nevoie și de mișcarea inversă, de mișcarea de atragere. Ori lucrul acesta presupune o serie întreagă de elemente de convingere și de... cum să spun eu, de inițiere propriu-zisă. Da? Ca să fiu poate și mai un pic și mai explicit. Nu e nevoie doar de multiplicarea, de retipărirea în condiții superioare din punct de vedere material și de răspândirea pe o scară mai largă a operei părintele. Este nevoie și de persoanele fără de care aceste scrieri rămân cumva doar la dispoziția minții celor în cauză, da? E ca o momeală care poate hrăni, dar nu face mișcare inversă de întoarcere și de crearea a unicității, ci a unității. Da? Biserica e unică nu numai printr-o credință, hai să nu zicem abstractă, ci o credință, cum să spun, printr-un simbol universal. Deci unicitatea bisericii nu dă doar unicitatea simbolului de credință. Că toți învățăm un simbol de credință, Liceul Constantinopolitan, și înrostim cu toții. În primul rând că nu cred că l-am înțelege, dacă nu am avea unitatea dată de relațiile între persoane, ori aceste relații între persoane nu poate să fie pe scară foarte largă. De fapt, unitatea bisericii se bazează pe unitatea subunităților bisericii. Și subunitățile acestea bisericii sunt mai multe, ca și într-un organism. Unitatea organismului nu dă doar, iertați-mă, învelișul pielea. Da? Unitatea organismului o dau toate structurile. Avem o unitate a țesuturilor, avem o unitate a organelor, avem o unitate a organismului pentru că ea e compusă din unitatea organelor, din unitatea țesuturilor și din unitatea celulelor. Da? Deci este foarte important, pe de o parte este indispensabil ca, inevitabil ca pe măsură ce lucrarea unei personalități duhovnicești să iradieze, ea să și strângă și să creeze nu, zone distincte, da? Ucenicii părintelui cutare, ucenicii părintelui cutare, ucenicii părintelui cutare. Deci
Apar distințiile între aceste, între aceste entități, să spunem, ale ansamblului, da? Așa cum există diferențe între organe, da? Nu? Asta vreau să spun. Dar în același timp trebuie să existe, deci, ambele mișcări, și mișcarea de apropiere și de înțelegere și de întrepătrundere mai mult a unor oameni, dar în același timp, cum să spun eu, am avut un părinte Ghelasie și rămâne unic, da? Iar mișcarea de răspândire, de difuzare, se face prin ucenicii, prin, am zis eu acolo, altacela, adică alți Ghelasie, nu niște niște, sigur că nu sunt clone, dar sunt niște oameni care au ajuns la o anumită maturitate, capabil să replice ceea ce a făcut părintele. Păstrând din părintele o serie de lucruri și în același timp făcându-le diferite în fiecare dintre ei în parte și, cum să spun, oferindu-le din hrana părintelui altora, din cercul 2, din cercul 3, nu știu dacă reușesc să creionez așa ceea ce vreau să spun. Că această lucrare pe care o faceți dumneavoastră de a extinde în corpul bisericii lumina pe care Dumnezeu a dat-o în lume prin viața părintelui, da? Pe măsură ce ea se trece de la o, cum să spun, de la o generație de ucenici la alta și de la un cer de ucenici la alții, da? E inevitabil că ea își pierde din cum să spun eu, din unicitatea persoanei părintelui, da? Fiecare nouă interpretare modifică ceva, schimbă cu ceva. Dar, pe de o parte, sigur că nu mai este același lucru cu ce a fost părintele, dar, pe de altă parte, asta îl face mai accesibil multor altora. De ce? Pentru că intervin diferențele care le dă celălalt, da? E părintele neofit sau nu știu care, mai sunt acolo în acest cerc. Și fiecare are propriul mod de iradiere. Care nu mai este fidel 100%, nu, că nu are cum să fie exact același lucru, nu e o copie a părintelui. Da? Este viața, învățătura părintelui, receptată de un alt, nu? Care la rândul lui devine o sursă de lumină și de trăire și așa, care sigur că nu atinge pe toată lumea, nu convinge pe toată lumea, dar convinge mai mulți decât au fost inițial expuși părintelui, da? Și pentru că răspândindu-se ajunge în zone în care părintele n-a fost cunoscut, da? Și pentru că nu știu dacă mai este, ca să iau un exemplu, unul dintre dumneavoastră care scrie ca părintele, cu aceeași grafică. Nu. Asta, sigur că pe de o parte putem spune că e o pierdere în raport cu modul în care a înțeles părintele, nu? Deci dacă acolo există o valoare în acea formă, acea valoare nu mai există, nu? Dar în același timp este mai accesibil, da? Prin faptul că cei în cauză nu mai repetă același, nu și-au însușit exact același mod de exprimare sau de formă grafică, da? Nu pentru că nu se consideră relevant sau valoros, ci pentru că chiar scrierile părintelui Ghelasie acum nu se mai tipăresc cu acele majuscule pentru accesibilizare, nu pentru că... Bine, nu se mai, cum să spun eu, cred că ele trebuie într-o ediție originară să păstreze exact stilul părintelui, care poate să continue să fie, adică continuă să fie relevant pentru a-l înțelege pe părintele ca atare, să zicem, într-un fel, da? Dar în același timp, tocmai că această receptare a părintelui, da? Ea contribuie iarăși într-un mod variat la, pe de o parte, într-un fel îl diminuează, evident, că nu ai cum să-l faci la fel. Da? Hai să nu-l diminuează, îl schimbă. Da? Deci nu este exact același lucru, este o schimbare. Dar în același timp această schimbare contribuie la difuzarea, da? La difuzarea acestei conținut valoros, nu? În rândul celorlalți. Ei, hai să ne gândim acum. Deci dacă îi vedem numai pe acești părinți înconjurați de cercul de fideli,
Da? Apar contradicții, neînțelegeri, contestări. Da? Pentru o poziție sau alta, față de o chestiune. Uite, părintele a zis cu tare. Păi nu, că părintele a avut altă atitudine. Poate că ei în cauză, poate nici nu au fost 100% contemporani. Da? Poate că diferență, dar ucenicii se raportează la canonul persoanei și operei respective și dacă văd în altă parte ceva diferit, spun nu, păi părintele Cutare a fost mai apropiat de ecumenism. Uite ce a zis, că nu, când a venit papa n-a fost chiar împotrivă, da? Nu s-a ridicat împotriva venirii papei în țară, etc. Dau un exemplu absolut la întâmplare și nici nu contează despre cine e vorba, da? Ei, asta se întâmplă dacă rămânem la o, cum să spun, la o fidelitate, la o încercare de a păstra o fidelitate în receptare care își propune purismul, pur și simplu. Da? Să nu schimbă nimic, să nu lăsă nimic. Ea poate că are o valoare ei de a păstra mesajul original cât mai autentic. Dar nu are capacitatea de difuzare. În măsura în care receptarea este mai, cum să spun eu, acceptă într-un fel faptul inevitabil că orice înțelegere este diferită într-o oarecare măsură de mesajul original, că nu este exact același lucru ce a spus părintele cu ce înțeleg ucenicii lui. Da? Dar lucrul ăsta trece mai departe. Da? Deci evident că nu se va mai transmite sau nu se poate transmite cu o fidelitate maximă acel mesaj mai departe. Dar această infidelitate are ca revers posibilitatea de a ca această, cum să zic, transmitere să fie mai amplă. Și acum imaginați-vă, nu că avem, cum să spun eu, un mediu, da, mai mare, în care din diverse puncte, da, iradiază diverse culori, ca să folosesc o imagine, da? Dacă ține la puritatea culorilor, ele trebuie neapărat separate și trebuie să stabilim granițe. Și atunci fiecare cu biserica lui. Dacă acceptăm, cum să spun eu, că vrem să creăm o unitate de ansamblu în care fiecare dintre aceștia sunt parte componentă, cu distinția ei, dar nu singură, atunci trebuie să acceptăm amestecarea culorilor, într-o oarecare măsură. Deci trebuie să acceptăm că să ne îmbogățim și din viața și opera părintelui Ghelasie și din viața și opera părintelui Stăniloae, care a înțeles sau n-a înțeles ceva, și din viața părintelui Arsenie Boca și din viața părintelui uneia care Arsenie Papacioc, care are avut, cum să spun eu, anumite motive, nu contest și nu discutăm situația, nu de a contesta anumite aspecte, da? Sigur că iarăși aici se pune întrebarea discernământului și nu cumva să ne înșelăm și așa mai departe, dar cred că lucrurile acestea sunt inevitabile și avem în viața bisericii, cum să spun eu, exemple de personalități care sunt nu numai exponențiale, ci sunt de-a dreptul un calendar și care în timpul vieții au avut, cum să spun eu, sau au fost în tabere diferite. Da? Deci, nu neapărat doctrinar, sigur că nu la doctrină mă refer, dar în orice caz, cum să spun eu, există dificultatea aceasta de a recepta și de a transforma. Da? Și avem exemple, nu? Sunt celebre cazurile lui Origen și al lui Evagrie Pontic, care fiecare dintre ei, într-un fel, sunt în afara, nu? În afara pomenirii noastre canonice, nu? Obișnuite sunt în afara bisericii și totuși, cum să spun eu, evident că au avut o influență mare odată primul în operele Sfinților Capadoceni și cel de-al doilea a multor altor, printre care Sfântul Maxim Mărturisitorul. Deci noi nu putem înțelege nici teologia capadoceană, nici a Sfântului Maxim Mărturisitorul fără influența acestor personalități care, mă rog, din alte puncte de vedere au creat probleme pentru care au fost condamnate, să spunem, din punct de vedere al doctrinei.
Aici este o chestiune, sigur, care depășește puterile noastre, nu numai cele ale mele de explicare, acum de a încerca să explic așa ad hoc fenomenul acesta, dar, mă rog, ține de o providență a lui Dumnezeu și de felul în care suntem noi capabili cu neajunsurile noastre să ne înțelegem unii pe alții. Dar, în fine, sunt conștient că am fost prea confuz în ceea ce am vrut să spun, dar nu cred. În fine, asta, mie cel puțin așa mi se pare. Ideea este că eu aș ceea ce mi se pare foarte important, iarăși tot timpul încerc să revin la chestiuni mai concrete, este că ceea ce faceți dumneavoastră, cei care v-ați angajați în această misiune, este un lucru extraordinar de important. Încercând să-l faceți pe Părintele Ghelase accesibil mult mai multor. Pentru că aveți convingerea că este un tezaur acolo, prin lucrarea lui Dumnezeu, care merită cunoscut și este foarte important. Ce m-aș bucura este ca grupurile acestea, există un grup legat de Părintele Teofil, da? Părăian, și așa mai departe. Și unii sunt în ambele tabere, să zicem, tabere cu un sens pozitiv de data aceasta, da? Deci pot să facă parte din cel puțin două cazuri, știu, în care sunt cumva așa. Și e foarte bine, ar merita lucrurile acestea, cum să spun eu, făcut un efort și de întâlnire. Gândiți-vă inclusiv la, eu știu, la modalități de a discuta împreună, da, aceste aspecte de învățătură, de teologie, de trăire. Da? Încercând să vedem nu numai ceea ce deosebește pe unii de alții, da? Și de a izola o învățătură sau de a o imuniza în raport cu contaminări legate din nu. Poate că nu există un astfel de pericol în cazul dumneavoastră, dar există și astfel de preocupări, nu? De a face dintr-o învățătură, chiar și din învățătura de credință, un fel de Tora, da? Adică o realitate care nu suportă niciun fel de alterare. Există o alterare în receptare, există o schimbare, da? Există ceva care se modifică, pentru că viața e ceva care se modifică, viața e ceva care se schimbă. Și încă o dată tot nu vreau să uit neapărat un lucru. Aici aveți o contribuție nu numai prin elementele intermediare, scrieri, emisiuni, înregistrări, nu știu ce. Principala contribuție este principala umană, pentru că aici, ca să mă explic, ca doi oameni să se poată înțelege unii pe alții, nu este suficient să existe o scriere inteligibilă. Și au nevoie de un contact personal, de o întâlnire. Și cu cât viețile se întrepătun mai mult, cu cât viețile unor oameni se întrepătun mai mult într-o experiență comună, cu atât și crește nivelul de înțelegere. Noi avem de multe ori pretenția ca un om să înțeleagă ce îi spun și ce a scris pentru că vorbesc limba română. Asta nu este suficient. Nu este, efectiv nu este suficient. Deci, aceleași dificultăți majore de neînțelegere le avem cu orice altceva, nu numai cu texturile Părintele Ghelasie, ci și cu operele Sfinților Părinți și așa mai departe. Sunt scrise în limba română, putem să nu înțelegem nimic sau să rătăcim sau să ne înșelăm cu ele în mână, nu? Cum există și cu Scriptura. Nu? Deci, oameni care nu, noi considerăm înșelați și ei sunt cu Scriptura în mână. Mântuitorul spune lucrul acesta, da? De aceea Mântuitorul, nu doar că a transmis, că putea să transmită tot ceea ce a spus și într-o altă modalitate, nu de la distanță, chiar și fără să se întrupeze, nu? Mesajele ca atare puteau fi transmise și altfel. Dar Mântuitorul, numai că s-a întrupat, dar și-a format ucenici, oameni cu care a trăit zi de zi. Da? Și care la rândul lor au trăit împreună cu alții zi de zi. Și așa mai departe. Deci fără această întrepătundere a experiențelor comune, nu vom ajunge să înțelegem foarte bine lucrurile și vor fi tot mereu niște așteptări ca ceilalți să înțeleagă. De ce? Pentru că noi cităm Scriptura, cităm Sfinții Părinți,
Păi asta face toată lumea, ca să zicem așa. Toți cei care se angajează în dispute cât de cât nu teologice invocă pe, invocă pe, pe Sfinții Părinți și Sfânta Scriptură și cu toate astea, cum să spun, nu se mai sfârșesc controversele și polemicile. Da? Avem nevoie de a trăi împreună. Și aici este nevoie ca, adică ceea ce ar fi, după părerea mea, m-am referit un pic la riscul, că dacă lucrați doar la multiplicarea operei scrise, tipărite, obiective, cum se spune așa, și nu, cum să vă spun, nu reușiți să creați cercurile dumneavoastră, nu neapărat, nu, hai să nu folosim termenul ucenici în sensul acesta de foarte restrâns, da? Dar este nevoie, deci așa cum părintele n-a lucrat numai cu scrierile, ci și cu propria sa persoană. Și cred că întâlnirile personale au fost decisive, cazul părintelui Nina Dobzeu, da? Tot așa, același lucru este și cu dumneavoastră. Deci, numai aceste întâlniri, numai această întrepătrundere de experiențe comune, prin tot felul de activități pe care se pot face, unele mai duhovnicești, altele mai academice, mai intelectuale, pot genera o receptare mai autentică și a lucrării părintelui și a lucrării celor care îi poartă mesajul mai departe. Da? Și asta face, deci în felul acesta și neînțelegerile sunt mai, cum să spun, riscul de neînțelegere mai mică. Pentru că dacă e singur cu un text în față, îl înțelegi cum poți, dar sau îl înțelegi sau nu îl înțelegi. Și îl judeci și, mă rog, dai un verdict, dar întâlnirile și poate că la primele ies cântei, dar dacă lucrurile continuă, există se creează niște legături. Noi avem nevoie de legături. Noi, cred că ne lipsesc legăturile, adică nu toate legăturile, avem niște legături, dar nu sunt suficient de vitale, după părerea mea. Pentru că, gândiți-vă, atunci când ești într-o familie, și într-o familie, propriu-zisă să ne înțelegeri, dar faptul că te-ai legat de celălalt în așa fel încât ori nu trăim împreună, ori murim împreună, adică nu există. Nu? Asta te face ca în cele din urmă, nu? Te obligă în cele din urmă să ajungi la o înțelegere. Nu este nici aceea perfectă, nu e desăvârșită. Dar este e maximul ce se poate obține în condițiile de față. Atât timp cât noi ne gândim că la o adică ne separăm de ceilalți și ne izolăm, că nu avem nevoie de voi, de fapt, da, eu sunt ucenicul lui Cutare, n-am nevoie de restul ucenicilor altora, n-am nevoie de părinții aceia, da, mi-ajunge părintele meu, mi-ajunge duhovnicul meu, am mântuire asigurată. Ce mă mai interesează, cine este părintele celălalt și ce spun ucenicii lui și ce efort să mai fac, să încerc să văd în ce măsură cele două viziuni, chiar dacă nu sunt similare și mai ales dacă nu sunt similare, nu cumva poate e o lucrare a lui Dumnezeu cu mine care văd această contradicție să mă lumineze mai mult. Nu, și să mă ajute să înțeleg mai bine și să devin, să lucreze Dumnezeu prin mine și prin alții, să opereze sinapse. Chiar și așa tot am înțeles, zic eu, destul. Da, adică ce vreau să spun e că avem, cum să spun, să fim mai sensibili la ideea de comuniune frățească. Totdeauna mi s-a părut, și știți care, un lucru iarăși care, mă rog, acceptând că pot să greșesc foarte mult în felul în care percep eu lucrurile. Nu numai că între diverse grupuri de ucenici există, mă rog, nu neapărat antipatii, dar și așa ceva, uneori, și nu pentru toți, în niciun caz nu vreau să generalizez. Deci mă refer strict de unde există situația asta, dar eu am mai constat. Dar chiar există un fenomen încă și mai, care mă descumpănește un pic și mai tare. Și anume, că avem același duhovnic și nu ne cunoaștem între noi destul de bine. Deci în grupul ăla, în cercul 1, nu mă refer la dumneavoastră, mă refer în cercul pe care eu le cunosc.
Și ceea ce e un lucru care mi se pare foarte straniu, și anume, cum poți să ai, cum poți mai mulți oameni să aibă același părinte, iar ei să nu fie frați între ei? Acum, ce înseamnă frați? Păi, în orice caz, un om pe care nu-l cunoști, nici cum îl cheamă, nu ți-e, poți să-i spui că e frate. Așa, la modul foarte generic, el poate deveni un frate și este într-un fel deja un frate. Dar nu se manifestă această legătură. Deci eu, asta mie mi se pare foarte, foarte necorespunzător cu definiția bisericii ca trupa lui Hristos pe care o dă Sfântul Pavel. El spune când te lovești într-o parte a trupului, te doare tot trupul. De suferința unui mădular este a întregului trup. Păi bun, dar fratele ăsta al meu se duce să mărturisește. Sigur că nu trebuie să nu pledez aici pentru mărturisirea publică, comună. Nu asta este, nu asta vreau să spun. Dar habar n-am de suferințele lui, nu alea care le spune în scaunul mărturisirii. Deci problemele reale. Între noi nu este nicio simbioză, noi nu trăim împreună. El vine de la sute de kilometri, eu de la sute de kilometri în altă distanță. Sigur că distanța contează. Dar nici când suntem mai apropiați, ne stăm în același oraș și nu avem nicio legătură între noi. Și încă lucru și mai, asta este apogeul, este când ne cuminecăm din același potir și nu știm nimic unul despre altul. Și Sfântul Ioan Evanghelistul spune că să nu avem pretenția să-L cunoaștem pe Dumnezeu ce ne văzut și pe fratele ăla care te împiedici, da? El e în fața ta sau e în spate, nu? Ne înghesuim la aghiazmă, da? Acolo, să luăm aceeași hrană duhovnicească, da? Dar între noi nu e nicio legătură vitală. Fie Sfântul Pavel, metafora organică a Sfântului Pavel nu e valabilă și ce suntem noi este biserică, ori dacă metafora organică a Sfântului Pavel e valabilă, atunci noi nu suntem. Iarăși, nu vreau să generalizez, dar există foarte multe aspecte care intervin. Asta este, mă rog, modul în care îmi explic. De pildă, inclusiv aceste frământări și aceste dezbateri și controverse, pro și contra, în situația actuală. Noi nu ne înțelegem cu privire la niște decizii pe care trebuie să le luăm. Să ne vaccinăm sau să nu ne vaccinăm. Da? Apropo de ce este aici. Eu nu pledez acum nici pentru una, nici pentru alta. Eu constat un lucru. Că fiind străini între unii față de alții, noi nu avem cum să ne înțelegem, deci noi avem vieți străine, fiecare își trăiește viața cum poate și își satisface nevoile și de supraviețuire și cele duhovnicești fără celălalt. Și noi ne supărăm sau ne smirăm că nu ne înțelegem și că unii văd lucrurile într-un fel și unii altfel și că având aceleași evidențe la dispoziție, unii le citim pe unele și le ignorăm pe altele și așa mai departe. Da? Pentru că informațiile sunt cam aceleași și totuși le înțelegem, le citim diferit. Da? Mă refer la informațiile sanitare acum, da? La fel și cu viețile părinților sau cu viețile sfinților părinți sau așa mai departe. Deci aici este o chestiune care, după părerea mea, este o... Asta, mă rog, este interpretarea mea. Că noi nu ne dăm seama că nu ne putem înțelege, nu putem să ajungem la convingeri comune fără o viață comună. Iar o viață comună nu înseamnă că avem legătură unii cu alții așa, nu se știe când și cum. Ci că există între noi niște schimburi și niște legături vitale. Sigur că nu poți să ai aceleași schimburi și aceleași legături cu ansamblul oamenilor. Dar asta este întâmplă și într-un organism. Nu toate organele sunt legate de toate. Nu toate celulele, evident, sunt legate de toate. Dar unitatea locală, nu știu cum să folosesc o metaforă din matematică, da? O curbă sau are proprietatea de continuitate când în orice vecinătate există acolo, nu știu cum mai țin minte cum e, da? Deci orice vecinătate, orice submulțime aș identifica, există acolo densitate în vecinătatea aceea. Punct de acumulare. Da? Orice e punct de acumulare. Așa ceva vedem. Hai să zicem că nu toți suntem în aceeași măsură puncte de acumulare și adevăratele puncte de acumulare sunt părinții duhovnicești.
Dar în măsura în care ei sunt relevanți pentru oricare dintre cei care au de-a face cu acest părinte, și în măsura în care fiecare dintre noi, cei care suntem ucenicii unui părinte duhovnicesc, noi numai atunci suntem într-o oarecare măsură duhovnicești când devenim la rândul nostru niște puncte de acumulare. Sigur că explorând mai mult lingvistic decât riguros matematic ideea, dar vreau să spun că, cum să spun, are Sfântul Pavel un cuvânt, mi se pare extraordinar, că spune: nu dați loc diavolului, în epistola către Efeseni. Și îmi imaginez așa, ce înseamnă a da loc diavolului? Unde este locul diavolului? Că el nu are un loc al lui în creație, da? Creația e făcută bună. Noi oferim loc, el nu are un loc. Dumnezeu nu i-a făcut un loc în calitate de promotor al răului, un loc special, a zis, ăsta e locul tău. Dar nu are un loc rânduit de Dumnezeu în creație. Noi îi dăm loc. Unde? Păi tot epistola către ne spune cumva. Acolo unde apar separările, pentru că crucea lui Hristos sfărâmă zidurile. Înseamnă că, nu, că cele două logici și cele două operațiuni sunt mutual exclusive. Nu? Deci ceea ce operează diavolul este împotriva crucii lui Hristos și ceea ce face crucea lui Hristos este împotriva diavolului. Cred că aici nu avem posibilitatea de a le confunda. Și dacă crucea lui Hristos se sfărâmă zidurile, zice Sfântul Pavel, dintre evrei și păgâni și așa mai departe, dintre bărbați și femeie, că sunt mai multe diviziuni acolo. Cetățeni nu erați, altădată erați străini, acum sunteți cetățeni, da? Deci toate lucrări aceste crucii lui Hristos de a unifica, nu, ansamblu, că nu întâmplător apar aceste metafore sau aceste imagini în aceeași epistolă, pentru că toată epistola are, cum să spun, vorbește de unitatea trupului care e dat de cap în diferențele ei, în multe diferențe care apar între evrei și păgâni, între bărbați și femei, între slugi și rou și stăpânilor, între părinți și copii și așa mai departe. Deci o mare diversitate de aspecte sunt discutate acolo. Ce nu putem aduna la oaltă este lumina cu întunericul, nu? Este Hristos cu cel cu dezbinătorul, nu? Dezbinătorul. Deci în momentul în care noi intrăm în logica dezbinării, ceva nu e în regulă. Da? Și atunci întrebarea e ce să facem ca să facem împotriva sau nu împotriva dezbinării, ce să facem pentru a lucra în logica, cum să spun, în logica creșterii și unității organice. Pentru că evident că e un proces. Nu? Până la măsura vârstei lui Hristos, etc. Deci asta este ceea ce trebuie noi să, cred eu, avem de făcut. Să încercăm ca prin toate demersurile pe care le putem face constructive în legătură cu cunoașterea unui părinte sau altuia sau sfinților părinți sau indiferent ce facem, să fim sensibili la cum anume reușim să câștigăm nu numai în sensul unei comunicări oarecare, gândindu-ne la comunicare tot la chestiunea lingvistică, ca să ne înțelegem mai bine. Nu e vorba aici numai de discuție, e vorba cum să câștigăm în unitatea vieții. Deci cum să trăim mai mult la oaltă, chiar în condiții de separare fizică. Da? Asta ar trebui, cred că, să urmărim. Și bineînțeles că asta se poate folosi de nenumărate mijloace de mediere, scris, video, online, etc. De toate mijloacele ne stau la dispoziție, numai să nu uităm unde care este scopul lor, și anume trebuie cumva să ajungem, nu, la o comuniune care sigur are momentul maxim, apogeul epifanic, când Dumnezeu a stat liturghie, dar și cum suntem acolo contează, iar cum suntem acolo depinde de ceea ce va, după părerea mea, de ceva ce Părintele Ghelasie, asta e impresia mea, interpretarea mea, a subliniat extraordinar, ca fiind extraordinar de important, și anume ce pomeneam înainte, această iconicitate, da? Structura iconică a existenței. Nu știu dacă înțeleg bine ceea ce a vrut să spun părintele, în fine, eu așa interpretez și încerc să mă folosesc de ce am citit din părintele pentru a da o mai mare coerență acestei idei de
În ce fel ceea ce, mă rog, gestul iconic sau, în fine, iconicitatea, de fapt, este un hai să spunem iară, un fel de structură de unitate în diferență. Da, m-a atins mai devreme această idee, dacă ați dori să o... mi s-a părut important ceea ce ați spus. Da, se întâlnesc mai multe lucruri aici și nu știu cât de coerent reușesc să fiu, dar ceea ce vreau să spun... Deci sunt mai multe lucruri. Deci, distinția asta, de pildă, între persoană și scrieri, da? Distinția dintre prezență și absență, da? Sau dintr-o prezență nemijlocită și una mediată de diverse, elemente reprezentative ale persoanei respective, cum sunt scrierile sau icoanele sau orice altceva, da? Distinția dintre o prezență, dintre o vedere a lui Dumnezeu ca pe Tabor sau în Sinai sau în alte experiențe mistică a sfinților sau a sfinților proroci, și ceea ce numește părintele gestul iconic, nu? Faptul de a-ți face Sfânta Cruce sau de a adopta o anumită poziție a trupului sau de a face niște activități care par mărunte, dar care sunt, cum să spun eu, sunt reprezentative pentru sacru sau pentru nu. Toate pe ăsta le pun în, cum să spun eu, le gândesc din perspectiva celebrei distinții dintre persoană și lucrări, da? Care apare în teologia palamită și nu numai în teologia palamită, nu? Avem o persoană, un ipostas, care este izvorul a multor lucrări. Da? Evident că persoana aceea nu poate fi prezentă, cu excepția Bunului Dumnezeu, nu, pretutindeni. Și chiar Bunul Dumnezeu nu e prezent pretutindeni în același fel. Are o prezență, nu, vorbind de categoria prezenței, în Sfântul Sfintei Treimii, pe Coreza Treimii, care este de de nedecifrat de minte omenească și cu atât mai puțin de limbaj, cu atât mai puțin de mintea mea. Da? Și nu mă voi referi la ea. Dar noi mărturisim prezența lui Dumnezeu, nu? Cel puțin prin Duhul Sfânt, dar și prin Mântuitorul, ca prezență tainică, nu? În poruncile sale, zic părinții, Hristos este ascuns în poruncile sale și cei care le săvârșesc, nu? Fac experiența unei prezențe, etc. Nu? În fine, cele două iconomii nu sunt separate. Rugăciunea începătoare, Împărate Ceresc, care pretutindene ești, da? Evident, nu afirmăm, este o afirmație, că este pretutindene, niciodată nu este, nicăieri nu este absent. Și cu toate acestea, noi nu sesizăm prezența pretutindeni și facem o distinție dintre o prezență a Duhului Sfânt ca la cinzecime, în experiența cinzecimii, și o prezență aceasta universală, tainică, nu? Bun. Deci toate lucrurile acestea, deci toate aceste distinții le pun în aceeași categorie. Icoana însă își face parte din această logică. Asta, ne uităm la un chip care este o prezență, dar nu este însăși persoana în sine. Da? Este o icoană, este o reprezentare, este o fereastră. Da? Și ea are ambele sensuri, cum am mai pomenit deja. Are nu numai sensul de la mine spre, de la privitor spre cel contemplat, venerat, da? Supravenerat, adică ca închinare la Dumnezeu, la Mântuitorul Iisus Hristos și la Maica Domnului și la ceilalți sfinți, dar această posibilitate a noastră de a face trecerea de la icoană la prototip se bazează pe mișcare inversă, subliniată de Părintele Ghelasie, da? De întrupare, devenirea prototipului. Dacă Hristos nu s-ar fi întrupat, nu l-am fi putut întrupat, nu l-am fi putut reprezenta. Da? Așa e în toate. Da? Ce se întâmplă? Sigur că în întruparea nu s-a păstrat exact în aceleași condiții în care a avut loc în sens istoric. Da? Există un fel de mișcare inversă. Hristos s-a înălțat la Tatăl,
ca să ne-l trimită pe Duhul, să ne-l facă prezent într-un mod adaptat la posibilitățile noastre de receptare. Da? Deci, avem această, cum să spun eu, și asta mi s-a părut extraordinar la ceea ce spune Părintele, pentru că noi, în mod firesc, ne raportăm la prototip, ne raportăm la Hristos. Hristos nu este aici ca cu ucenicii, în sensul în care el, da? Și chiar în dumnezeiasca liturghie, nu are exact aceeași materialitate istorică pe care a avut-o atunci. Nu este mai puțin prezent, dar este o prezență într-un fel diferită. Da? Acum nu asta doresc să discut, problema prezenței sacramentale a Mântuitorului. Nu asta este scopul meu. Vreau doar să mă folosesc de aceste exemple ca să înțeleg, ca să mă raportez la ceea ce a spus Părintele și de ce mi se pare mie semnificativ lucrul acesta. La modurile, există o abordare mai teologică, modurile împărtășirii de Hristos, în diverse forme, nu numai cea sacramentală propriu-zisă, ci și în forme care au legătură cu ea, dar nu sunt exact același lucru. Ei, ceea ce spune Părintele este că, ce am înțeles eu, este că este foarte important, chiar la nivelul unei vieți creștine, hai să nu spunem, decăzute cu totul, că nu în sensul moral, evident că Părintele nu vrea să promoveze un laxism universal, adică orice am face, suntem creștini pentru că simplu fac că am fost botezat și n-avem nimic de făcut. Dar indiferent cât e de jos, de modestă, de nesemnificativă, de banală, de chiar dacă e căzută, chiar sub cum se spune, greutatea acestei lumi cu toate nebunile ei și a propriilor patimi. Există un contact, există o prezență, există două lucruri. Există pe de-o parte o atot prezența a lui Dumnezeu, care e pretutindeni, nu? Împărate Ceresc, care pretutindeni ești. Da? Este pretutindeni. Și noi rostim această rugăciune, noi nu-L facem mai prezent pe Duhul Sfânt, în realitate. Noi îl facem mai prezent în conștiința noastră. Ei, așa cum această simplă rugăciune, această simplă rostire a unor cuvinte ne ajută să ne raportăm la o prezență pe care nici nu e deplină din punctul nostru de vedere și nici nu e ultima, adică nu trebuie să rămânem acolo. Dar dacă noi nu facem acest pas, dacă nu stabilim acest contact între mintea mea, să spun, între conștiința mea, între ființa mea și această prezență tainică, da? Indiferent unde m-aș afla, eu nu pot face pașii următori. Nu pot ieși decât dintr-o lucrare zguduitoare a lui Dumnezeu. Dumnezeu poate interveni, nu? Vezi drumul Damascului sau alte intervenții, nu? Care pot rupe, nu? Cazul Mariei Egipteanca, nu poate intra în biserică, deși nu oprește fizic nimic. Da? Deci nu contest relevanța acestor lucruri, numai că ele nu țin de experiența comună, cotidiană. Da? Ele pot interveni prin mila lui Dumnezeu, prin lucrarea lui Dumnezeu. Și lucrarea lui Dumnezeu este și în experiența asta cotidiană la care mă refer. Nu exclud cu nimic, numai că este în altfel. Dar e vorba de ceea ce depinde de noi. Deci oriunde m-aș afla, în orice context de viață m-aș afla, gestul iconic, după părerea mea, este orice pot face eu. Nu numai un gest ca atare, ca gest, spre deosebire de gând. Și un gând este un gest. Și un gând este... E vorba de o actualizare a unei puteri pe care Dumnezeu mi le-a dat, nu? Eu m-am trezit azi dimineață și Dumnezeu mi-a dat niște puteri de viață. Pentru 24 de ore, să zicem, nu? Asta spune Mântuitor, nu vă grijiți la ziua de mâine. Deci, atât am, să zicem, da? Poate să fie chiar mai puțin, dar atâta. Bun, eu pot face ceva sau altceva cu ele. De mine depinde acest prezent. Dacă în acest prezent și în această situație, cum am mai spus, pot să identific prezența unui link acolo, despre care, cum o identific? Păi sunt învățat despre ea, mi se atrage atenția. Mi se spune, nu? Uite, rostește această rugăciune și fii atent la ceea ce spui. Că Duhul Sfânt este pretutindeni. Este pretutindeni. Înseamnă că este și aici, acum. Și ăsta este un mic gest pe care îl fac. Și anume, nu pot să mă închin, sigur că putem lua... Eu am înțeles într-un sens mai larg ideea de gest. Nu numai ca un gest fizic,
Dar e poate să fie și gestul fizic. Sigur că poate pe moment nici nu pot să rostesc cuvintele rugăciunii. Poate gestul fizic încă este o entitate și mai modestă, în o operație și mai modestă decât rugăciunea ca atare. Da? Semnul Sfintei Cruci. Sau poate și numai acest semn al degetelor unite pentru Sfânta Cruce. Da? În măsura în care este o lucrare a ființei mele, da? Este clicul acela care apasă un link și care în prezentul acela deschide un orizont al unei comuniuni, a unei relații. Este un fel de icoană. În sufletul celui în cauză, în sufletul meu, în mintea mea, în ființa mea, nu, sigur că nu este icoana ușilor împărătești, dar este, nu este însuși soarele, dar este nu acea o rază care pătrunde printr-o fantă, oricât de mică ar fi ea. Dacă acolo nu este, nu, dacă vrem să o luăm fizic, nu pătrunde un foton măcar, dacă nu este chiar nu opacă cu totul. Da? Și aceea joacă rolul unei deschideri care creează premiza unei deschideri superioare, unei înțelegeri superioare, a unei iluminări superioare, a unui parcurs ulterior. Da? Deschide un viitor, din prezentul acela se deschide un viitor care merge în direcția nu, acelui viitor al vieții veșnice, al unei relații nesfârșite cu Creatorul nostru. Ei, de ce mi s-a părut extraordinar că Părintele subliniază lucrurile acestea? Odată pentru că, și enumerarea ține de o continuitate a lucrurilor, nu sunt lucruri distincte, dar oricum mi-e mai ușor să le numă. Odată pentru că asta ne arată că oricât de mult ne-am plânge noi, Părinte, nu, cum mergem la părinții de la mănăstire și le spunem, Părinte, e greu în lume, nu ne putem ruga, nu putem face, nu. Părinții ne dau metanierul, ne dau canonul, ne dau asta, ne iau păcatele și ne dau toate lucrurile astea și faceți și voi ceva. Și noi data viitoare venim și spunem, n-am putut, de ce? Păi n-am, aia cu tare, n-am putut, nu? Lista foarte lungă aceea lucrurilor pe care nu le putem face. Păi ne atrage atenția că oricât de puțin am face, este extrem de valoros dacă, cum să spun, dacă facem pentru că este începutul. Și pentru că dacă un gest pe care îl fac, o rugăciune pe care o fac, o faptă bună pe care o fac, oricât de modest ar fi ea, pe aceea o folosește Dumnezeu. Nu? Mântuitorul ne-a dat exemplu acesta cu bănuții, nu cu văduva. Numai dacă nu facem nimica, nu urmează nimica. Dar dacă facem ceva, dacă avem o străduință oricât de mică, oricât de modestă, prin care apăsăm, da, link-ul, care ne este accesibil acolo, el ne duce la un... ne deschide alte posibilități. Da? Intrăm într-o fereastră, deci dacă noi suntem și avem și o anumită și cu constanță în exercițiul acesta, cred că Părintele propune o constanță a gestului iconic, adică nu numai pur și simplu o dată pe an, nu, mă duc la biserică, deși și aceea are o valoare. Da? Chiar nu există ceva care să nu aibă valoare. Poate că nu e suficient ca să se, cum să spun, să continue, dar ori de câte ori este ceva de genul ăsta, începutul este făcut. Sigur că, pe de altă parte, nu... pe măsură ce cineva avansează în lucrurile acestea, își dă seama că încă n-a făcut început bun într-un alt sens, da? În sensul unei lepădări de pline, deci nu, în raport cu piscul spre care tindem, poate nu suntem la început, nu? Dar în vecinătatea existențială a situației în care suntem, acolo este începutul. Eu nu am cum să escaladez un munte decât pornind de unde mă aflu și făcând următorul pas. Nu pot să-l fac pe pasul 10 dacă nu l-am făcut pasul 1. Deci, pe de o parte, sublinierea acestui lucru este nu o simplă mângâiere, o consolare, că puteți face și voi ceva, spre deosebire de monahi, noi nu putem face nimic și atunci cineva ne spune, hai că puteți și voi ceva. De fapt, este un drum, este drumul nostru, este calea pe care noi
ne stă la dispoziție. Dacă nu o face, nu e pentru că lumea zace sub cer rău și, cum să spune, vraiștea asta în care trăim ne împiedică să facem chiar și lucrul ăsta. Asta nu ne împiedică. Deci încă n-a existat sub soare un sistem al cezarului sau anticristului care să îl poată bloca pe un om încât să nu poată face acest minim de care vorbește părintele. Gestul cel mai simplu. Nu? Își făceau cruce cu limba în pușcărie sau în regimul sovietic sau în altă parte pentru că nu aveau puterea să îl facă altfel, da? Și este mintea și chiar și, cum să spun eu, chiar și în alte situații de viață, poate și în paralizie sau în altceva, există, sigur că dacă nu ne mai putem folosi mintea, am intrat într-o zonă care nu mai depinde de noi, dar mă refer la viața cotidiană. Deci noi avem de unde porni. Și depinde de noi dacă facem sau nu aceste lucruri, într-o oarecare măsură. Și al doilea lucru care mi s-a părut foarte important este că dacă nu facem aceste lucruri elementare, nu avem de ce să ne mirăm că participăm la actul de cult, participăm la dumnezeiasca liturghie, participăm, deci mergem la lucrurile majore ale vieții bisericești și cel puțin uneori, și cel puțin unii, nu? Printre care cel din tâi sunt eu, sunt străini acolo. Adică, sigur mă aștept ca impactul să fie foarte mare, pentru că este prezența Harului, este altceva, și nu spun că nu lucrează în viața oamenilor acest impact. Însă, sunt atât de multe situații și atât de frecventă această absență a celui care e prezent fizic, încât iarăși să nu ne problematizăm, să nu ne, cel puțin, nu, să punem problema, de ce sunt eu absent, nu? Sunt prezent fizic, mă duc acolo, am deschis, fac toate într-un fel, toate gesturile iconice, în felul lor, da? În sensul în care privite din afară sunt gesturile omului care este credincios. Deschide ușa, intră, se închină, sărută icoanele, duce prescura, etc., etc. Și cu toate acestea, absența poate să fie extrem de mare. Adică să te gândești la ale tale, să pleci cum ai plecat, cum ai venit, adică simțind de nu prezentă incandescentă sau mă rog, nu, noi spunem, am văzut lumina cea adevărată, dacă stăm să ne întrebăm fiecare cu adevărat ce am văzut, realmente, sigur că unii au ce spune, alții nu prea. Da? Sau în orice caz lucrurile sunt... Bun, și de unde vin aceste? Am putea spune că lucrurile se întâmplă uneori și nu se întâmplă. De unde vin lucrurile acestea? Nu mă refer la contribuția lui Dumnezeu sau Duhului Sfânt, ci la contribuția mea. Interpretarea mea este că nu am trăirea corespunzătoare ofertei sacramentale. Da? Deci nu sunt la nivelul ofertei sacramentale pentru că eu nu am practicat gestul iconic în sensul discutat aici înainte. Nu m-am pregătit. Nu sunt apt. Nu, tot ceea ce spunem noi are realitate. Deci prefacerile, nu, prefacerea are loc, toate lucrurile acelea. Dumnezeu lucrează. Problema este că recepția este, eu nu sunt pe aceeași lungime de undă pe care se transmite informația. Nu sunt capabil să o receptez. Sunt infirm, nu cum zice, nu știu care, Sfânt Părinte, că soarele luminează, dar dacă ochii mei sunt închiși, dacă eu nu am, mecanismele de recepție sunt stricate, nu, inima mea nu e curățită, nu poate să vadă sau să primească lucrurile astea. Și măsurile de calitatea recepției pe care le presupune dumnezeiasca liturghie sau alte taine ale bisericii, nu le exclud, de fapt le consider incluse pe toate în același lucru, nu vin instantaneu. Da? Noi ne naștem curați într-un fel, nu? Adică nu venim pe lume cu păcate personale, dar în același timp aceste simțuri duhovnicești, aceste capacități de recepție se formează în timp.
Cum se explică faptul că sunt oameni maturi în biserică și nu poate care au făcut și teologie, au doctorat în teologie, sunt profesori de teologie și când merg la deci sunt absenți, de fapt, în duhovnicește sunt absenți de la slujbă. Păi asta arată că ceva nu s-a întâmplat, nu? Și ceea ce, cum să spun eu, comparația care mă ajută pe mine este cea între academie și grădiniță. Eu merg la o ședință a academiei, unde vorbește un academician, se petrece un eveniment care presupune un anumit nivel de înțelegere, de maturizare, de calitate a înțelegerii, dar eu nu am absolvit grădinița. Da? Adică n-am parcurs etapele care mă duc la acest nivel. Sigur că poate că și eu pricep ceva și un copil care participă la o ședință academiei poate avea un folos. Se uită la picturi sau ce știu eu ce mai vede sau se distrează văzându-i pe cei care sunt acolo sau se joacă cu mingea printre picioarele. Da? Deci eu mi-aduc aminte, nu ca și copil, la biserică. Eram preocupat să vină din altar cu anafora, să mănânc anafora. Nu spun că n-are nicio valoare. Cu toate acestea, ședința academiei nu este pentru copii de grădiniță. Da? Nu ăsta e rostul, să adune copii de grădiniță acolo. Să nu fiu înțeles că eu sunt împotriva prezenței copilului la biserică. Nu, Doamne ferește, nu asta vreau să spun. Dar vreau să spun, altceva este subiectul care mă preocupă pe mine. Este faptul că noi, în calitate de creștini, mai ales ortodoși, avem, cum să spun, avem această profunzime și bogăție a tradiției. Dar în foarte mare măsură noi nu reușim să, cum să spun eu, să trecem etapele intermediare de maturizare, să ajungem la nivelurile semnificative. Nu comparându-ne cu părinții din Sfântul Munte sau din altă parte, dar oricum la niște niveluri de maturizare duhovnicească semnificative, încât participarea noastră la aceste evenimente să nu fie asemenea pur și simplu unei copil de grădiniță care se bucură de atmosfera de la o ședință academiei. Da? Unde lipsește ceva este în această practică cotidiană, după părerea mea. Deci eu sunt absent la liturghie în măsura în care sunt absent din propria mea viață cotidiană. Pentru că nu mă folosesc de ocaziile, de prilejurile providențiale, dumnezeiești, ale vieții mele cotidiene să apăs click, să fac click pe linkurile acelea, să fac gesturile iconice. Măruntele gesturi iconice care sunt posibile într-o zi. Și bineînțeles, nu să le fac în sensul unui automat, care nu a unui program care, de calculator care rulează, nu, niște instrucțiuni, ci în sensul unei conștientizări a situației mele, unei raportări. Care sunt acelea? Păi care or fi ele? De multe ori, nu dau un exemplu, de multe ori sunt supărat că trebuie să aștept undeva, la o coadă. Mă duc undeva, mă duc la un consult medical. Și sunt programat la ora 10 și când ajung acolo mai sunt 4 persoane înainte și îmi vine rândul la ora 11. Și mă frământ și mă supăr și întreb prin cap toate gândurile negre, cum să mă răzbun, pe cine m-a programat și m-a chemat acolo să-mi pierd vremea, pentru că, uite, îmi pierd o oră din viață aici și eu am atâtea multe lucruri de făcut. Fără să mă gândesc o clipă, poate, sau poate mă gândesc o clipă, dar nu valorific lucrul ăsta, că în ora aceea Dumnezeu îmi oferă ocazia să practic ceva. Să fac gesturile iconice care îmi sunt accesibile. Să mă gândesc, să mă rog puțin. Sau să mă liniștesc. Sau să fac să pun în practic orice altă învățătură, da, a Sfintei Tradiții și a Sfinților Părinți și a duhovnicilor și a părinților duhovnicești pe care am auzit, care asta ne învață. Asta ne învață, nu? Deci să lucrăm cu darurile, cu talanții pe care le-a Dumnezeu, în măsurile și în condițiile în care le avem în contextul dat, în prezent. Pentru că nu dispunem de altceva decât de prezent și de talanții, de puterile cu care suntem înzestrați atunci, în clipa aceea și nu mai târziu. Că mai târziu nu se știe ce pot să fac. Doar atunci pot să fac ceva. Și astfel de situații sunt nenumărate.
Orice adversitate pe care o întâlnesc, orice context de viață pe care îl resimt ca o piedică în fața intențiilor mele, privitor la interesele mele sau chiar la cele duhovnicești, cum a fost cazul cu restricțiile din pandemie. N-am putut merge la biserică. A trebuit să stau acasă. Sigur că m-am revoltat. Sigur că am simțit că îmi lipsește prezența la slujbe. Și cu toate acestea am stat să mă gândesc, mi-am dat seama că cel mai mult îmi lipsește ceva ce nu fac putând să fac acasă. Faptul că am stat gură cască la televizor să mă uit la slujbă, asta sigur că într-un fel compensează ceva, nu știu ce, să zicem. Dar e o altă discuție. Dar ideea este că eu pe de-o parte am resimțit o absență, că nu m-am putut duce, dar am simțit, cum să spun eu, dar faptul că am simțit această absență a fost pentru mine proba unei alte absențe. Că eu nu sunt prezent în viața mea cotidiană, nu sunt prezent duhovnicește în viața mea cotidiană, nu fac puținul pe care fac, nu fac gesturile iconice, nu pun în lucrare puterile pe care le am în sensul în care am încercat să explic adineori. Pentru că dacă, cum să spun eu, aș face în mod obișnuit lucrul acesta, sigur că n-aș putea considera vreodată că e vreo substituție sau că înlocuiește dumnezeiasca liturghie, dar nu aș fi, cum să spun eu, nu aș fi suferit de golul pe care l-am simțit, pentru că golul acela ar fi fost plin de prezența pretutindenea Duhului Sfânt. Au mai invocat și alții situații, și cred că și Părintele Savatie, Baștovoi și alții au mai zis, stați un pic, că ne plângem acum, într-un fel e firesc, dar gândiți-vă că au fost multe situații și în care oamenii n-au avut acces la liturghie. Nu au putut să meargă din condiții date de viață sau pur și unele de condiții de, cum să spun, există nu, zile aliturgice. Dumnezeu a îngăduit să avem o perioadă liturgică într-un fel, deși liturgia s-a făcut, nu? S-a săvârșit în biserică, dar n-am putut participa la ea. Deci, pentru noi a fost ca atunci când, într-un anumit fel, subiectiv vorbind, a fost o realitate de ca o zi liturgică, nu? Deci doar că a durat două luni sau cât a fost. Da? Ei, Sfânta Maria Egipteancă a avut parte de 30 de ani de așa ceva, nu? Și alții care au fost, nu? Gândiți să ne gândim în pușcărie sau în altă parte, nu? În temnițe sau în alte părți. Și cum a putut să într-o astfel de condiție, cineva să vorbească de temniță ca de rai și de, nu, de spațiu fericirii, nu, jurnalul fericirii. Deci cum a putut cineva să trăiască fericirea într-o astfel de situație, iau să fiu nefericit pentru simplu fapt că stau acasă. Sigur că asta arată că nu mă folosesc cu adevărat de puterea acestei iconicități, a unei prezențe care nu este nemijlocită, este de intensitatea prezenței de pline, da? A persoanei, a deținătorului ipostatic a acelei lucrări, dar este o prezență acolo. Este o prezență a lui Dumnezeu în ce se întâmplă cu noi în orice situație de viață, și avem și noi o contribuție aici, și anume ceea ce am identificat eu, poate am interpretat greșit, nu-mi dau seama prea bine, ceea ce numește Părintele Ghelasie ca fiind gestul iconic. Cam asta e ceea ce... Nu, să spun, am simțit eu că e foarte, cumva, foarte important și relevant din învățătura Părintelui, ca fiind o chestiune care este pentru toți foarte... Sigur că există și aici un, cum să spun eu, ne putem păcăli în ideea că fac puținul ăsta și mai departe nu e nevoie de nimic mai mult. Adică există și posibilitatea să ne păcălim adormindu-ne conștiința că dacă am făcut aceste lucruri mărunte, nu e nevoie de mai mult, altceva. Da? Dar asta nu pentru că asta a vrut să spună Părintele, în niciun caz, și pentru că suntem chemați să facem minimum cu putință. Da?
Însă aici trebuie să avem în vedere că nu putem face foarte mult decât cât ne permite experiența anterioară, antrenamentul anterior. Da? E ca la un antrenament, într-un fel. Nu putem lua și această imagine. Nu? Deci, nu, din cauza lipsei de antrenament, nu pot alerga prea tare pentru că fac febră musculară. Nu pot. Dar dacă alerg puținul acela pe care îl pot sau mă mișc, nu, apropo de ce spuneați de mișcare, de mobilitate, atât cât pot, asta deschide posibilitatea următoare. Și logica aceasta cred că este cea mai importantă de reținut. Mântuitorul folosește mereu metafore organice. Și mi s-a părut, sunt extraordinare în sensul în care, sau extraordinar de relevante vreau să spun, în sensul în care ceea ce e specific unei creșteri organice este că nu poți sesiza de la o zi la alta. Dacă ne uităm acum la o floare care crește, la o plantă care crește, de la o zi la alta nu vedem diferența. Dar dacă ne uităm primăvara și toamna, nu, cum a zis Mântuitorul, grăuntele de muștar, la început e o sămânță aproape că nu o sesizez, sau în orice caz e foarte mică, și după un sezon sau două, sau mă rog, când se maturizează, acoperă orizontul. Da? Care este taina unei asemenea dezvoltări, dacă de la o zi la alta nu vedem diferența? Oricât de mărunt ar fi, este continuă. Da? Este un fel de epsilon zero. Oricât de mic ar fi, există, da? Și dacă fiecare zi îl folosim, el adună acolo ceva, da? Face să, nu, să se este un punct de acumulare în viața noastră. Acumulează o putere, o creștere, pe care altfel, dacă nu facem, nu suntem dispuși să facem asta, sigur că nu avem ce acumula, nu avem cum să ne maturizăm, nu avem cum să creștem. Și pe de altă parte, pretenția noastră de a fi la nu știu ce niveluri duhovnicești nu are bază. Dacă noi nu facem acest, nu suntem dispuși să facem acest efort continuu, modest, dar continuu, care are dificultatea lui, tocmai pentru că îți pretinde trezvia, îți pretinde să fii prezent în viața ta, să fii conștient. Da? Și să dai, să vezi, să fii preocupat de link-ul acela pe care momentul respectiv ți-l oferă. Da, cred că ați surprins foarte bine. Eu mi-asum foarte, adică complet ceea ce a spus. Și pentru mine e un mister de ce sunt însumi la începutului, da, inițierii, mă rog, de orice fel, și mă rog, sunt în această angajare strict în sensul reporterului. Mă rog, eu m-am... Da, spun asta, da, ca să nu... să nu fie așteptări și să nu încurc, nu, da, în sensul că să mă scuz, da, sau să mă... Nu e nicio problemă. Eu m-am referit la mine că nu cred că era cazul să mă refer la altcineva. Dar nu ca să dau... Deci m-am folosit ca material didactic, să zic așa. Deci nu vreau să provoc în niciun fel vreo apreciere la persoane. A, bun, nu. Bine, fiecare se raportează cum poate. Păi, sigur, eu n-am perceput-o, am crezut că vă raportați în mod general, nu la dumneavoastră. Păi, într-un fel, da, m-am dat exemplu de, într-un anumit fel așa, referindu-mă, sigur, la experiența de personală, dar nu o propun în niciun fel, ca, da, nu, da, e important lucrul ăsta. Nu, dar am vrut să spun, da, doar în sensul ăsta că prezentându-l pe Părintele Ghelasie, eu sunt alții, există într-adevăr oameni care sunt reprezentativi, dar eu am rolul de... Păi știu, dar este, cum să spun eu, este propria noastră participare la acest efort de iconizare a Părintelui, ca să zicem așa, adică de... Pe Părintele nu-l mai avem acum în condițiile care unei prezențe, nu? Aici trebuie să-l facem sau să-l faceți prezent prin intermediul operei sale, să zicem așa, nu? A energiilor sale, ca să preluăm din nou categoriile din palamite, nu, persoana și energiile. Persoana nu mai există în condițiile istoricității noastre, da? Există în alte condiții, da?
Și nu înseamnă că ele sunt separate, nu le putem separa, ele nu sunt separate niciodată, dar totuși nu este același gen de prezență. Bun. Asta presupune multe lucruri și unii o fac într-un fel, alții în alt fel. Deci participați la asta, inevitabil. Și da. nu sunt, cum să spun eu, sigur că n-au cum să fie făcute aceste lucruri fără un reporter, nu? Evident. Deci, recunoscând fiecăruia loc unde se află, oricât de important sau de modest este, toate sunt importante în sensul, în măsura în care le fac parte dintr-un întreg. Deci în măsura în care fac parte în măsura în care o celulă face parte din un întreg, valoarea ei este cum se spune, de necontestat. Marea problemă e când sunt despărțite. Și asta e lucru care trebuie neapărat cumva să fie, nu, și lucrarea dumneavoastră și a noastră, celorlalți care receptăm, trebuie cumva să o avem în vedere ca făcând parte din felul în care ne întrepătrundem unii cu alții destinele, viețile și încercăm să fim împreună, să facem parte, să ne regăsim împreună, să ne recunoaștem, da? în această familie și, mă rog, există și un termen mai ambițios, cel de dragoste și de comun, pentru comuniune, nu? Deci să facem această lucrare. Hai să evităm acest termen ca să nu fim prea pretențioși. Da. Da, nu, am spus-o doar ca privitorul să nu se lase influențat și bruiat de modul în care eu particip. Atât, nu, pentru că altfel aș fi... În fine. Aș fi fost strict problema mea. Da. Vă mulțumesc foarte mult pentru... Mulțumesc și eu. Să fie de folos celor care... Și eu sper că... Au vreo... Adică eu, părere personală, cred că e foarte important. M-aș bucura. Și mai mult m-aș bucura dacă ar, cum să spun eu, relațiile personale, într-un fel sau altul, nu, între noi, cei care facem parte din biserică și vorbim aceeași limbă, să fie mai strânse. Și, încă o dată spun, o personalitate ca părintele e păcat. Lucrarea ei este să adune pe oameni, nu? Opera, motivul pentru care Dumnezeu aprinde lumina este să ne unim unii cu alții, nu? Să ne apropiem unii de alții, să ne regăsim împreună, nu? Într-un destin comun și nu să găsim, da, petele de în lumină. E foarte important lucrul acesta și mă bucur că o face și să vă ajute Dumnezeu și sunt convins că și Părintele Ghelasie, prin rugăciunile sale și din timpul vieții și de după aceea, este un ocrotitor și un călăuzitor.